Premiul Nobel pentru Pace 2017 a fost atribuit campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare. Organizația a primit distincția pentru activitatea sa în a atrage atenția asupra consecințelor umanitare catastrofale ale oricărei utilizări a armelor nucleare și pentru eforturile sale inovatoare în obținerea interzicerii printr-un tratat a unor astfel de arme. Vom munci până când armele nucleare vor dispărea, au scris reprezentanții organizației în contextul victoriei lor. Campania internațională pentru abolirea armelor nucleare este o coaliție de organizații civice care acționează pentru promovarea aderării și implementării depline a tratatului de interzicere a armelor nucleare. Având sediul la Geneva, campania a fost lansată în 2007 la Melbourne și în prezent numără 468 de organizații partenere din 101 țări. Decizia Comitetului Nobel survine în contextul în care tensiunile în jurul armelor nucleare se amplifică. Președintele Comitetului Nobel suedez a spus că puterele nucleare trebuie să înceapă negocieri serioase pentru a elimina arma atomică. Acesta a mai adăugat că trăim într-o lume în care riscul ca armele nucleare să fie utilizate este mai mare cum nu a fost de multă vreme. Anumite state își modernizează arsenalele nucleare, iar pericolul ca alte țări să-și procure arme nucleare este real, așa cum a arătat-o Coreea de Nord. Reprezentanții campaniei au scris pe o rețea de socializare că este o onoare să primească această distincție. Ei au reiterat că munca lor nu se va încheia până când armele nucleare nu vor dispărea, întrucât ele pot reprezenta sfârșitul lumii. Campania internațională pentru abolirea armelor nucleare are în contul său un tratat istoric de interzicere a armelor atomice semnat de 122 de țări. În acest an, în total 215 persoane și 103 organizații s-au înscris în cursa pentru Premiul Nobel pentru Pace.